cartierul București noi e cam rupt de București ceilalți, pentru că singura legătură o are prin pasajul ăsta. Altfel, trebuie să mergi peste calea ferată. Și au încercat unii pe jos cu bicicleta și s-au făcut zob când venea trenul repede. Ăsta e celebru pod Constanța, care a fost cărpit, reparat cu gips. Și ăsta e trotuarul pe care trebuie, poate să meargă cetățenii, pietonii. Imaginați-vă cum se merge pe aici, un metru lățime, cu cărucior de copil, cu scaun rulant. Partea cealaltă nu cred că e mai bun sau mai lat. Și coloanele astea arată într-un hal fără de hal. Au dat jos gipsul și încearcă să-l dreagă, dar el necesită reparație capitală, înțeleg că e din perioada interbelică. Are 80 de ani. Și autoritățile ar trebui să se gândească să mai facă niște conexiuni. Că altfel în fiecare dimineață pe strada asta e un amboteiaj de amețești. Și seara, la întoarcere în suburbii. Dar autoritățile au alte griji. Gabriela Firea rămâne iar de cap. Are grijă a sindrofiilor, a mănăstirilor, catedralei. Trotuarul ăsta pun pariu că n-a mers niciodată pe jos. Și nici nu va merge în actualul mandat. Și alt mandat sper să nu mai aibă. Aici poate să prăbușească bucăți mari de beton sau ce-o fie ăsta. Aici poți să dai cu capul în șuruburile astea. Când o scadă chestia asta, atunci o să intervină și o să zică, oare de ce n-am reacționat să prevenim? Erați ocupați cu altceva. Cheltuie milioane la televizor ca să se laude cu ce au făcut în funcție. Asta s-ar vedea dacă ați face fără ca să vă lăudați, fără ca să plătiți clipuri la televiziuni. Și televiziunile ar face bine să refuze astfel de clipuri, cheltuieli inutile din bani publici. Am văzut chiar la Digi TV astfel de clip mai ieri și mi s-a părut descalificant pentru o televiziune care se pretinde corectă a poporului în opoziție cu guvernarea. Se vede că sunt complici cu mafia de la guvernare.